Russo, Russo, asta a fost imitația mea a lui Punisher, de fapt mai mult a lui John Bernthal, care îl joacă, actorul care îl joacă pe Punisher, cam așa face el în multe roluri, cam așa joacă el și în The Walking Dead, mă rog, are el un fel de a vorbi și de a scoate niște sunete, un fel de Tom Hardy, care are sunetele lui specifice, mi se pare destul de amuzant, dar și amenințător. Adică merge, se potrivește cu Punisher. No. E timpul iar? Da, lumea are nevoie de o recenzie. Love it. Punisher sezonul 2 sau Punisher, următorul serial care o să fie anulat de Netflix, cel mai probabil. Yay! Punisher sezonul 2, am niște sentimente contrarii, adică și bune și rele despre sezonul 2 din Punisher. A fost foarte mișto în primul sezon, a fost foarte mișto în sezonul 2 din Daredevil, prima jumătate aia, dar sezonul ăsta a avut niște mici bile negre. N-ar fi avut nevoie să facă 13 episoade, eu zic că 10 erau clar de ajuns. N-aveau nevoie de atât de mult timp alocat unor personaje. O să intru în spoilere, să vorbesc puțin acum fără spoilere și după aia pun atenție spoilere și vorbesc cu spoilere spre sfârșit mai mult. Nu aveau nevoie de anumite personaje să aibă atât de mult, așa de mare construcție. Au avut unele personaje mult prea mult timp pe ecran, altele au avut construcție foarte bună, dar multă. Adică puteam să trăiesc și fără atât de multă construcție în care, am înțeles, trebuia să ne facă să fim familiari cu personajele, să ne pese de ele, să înțelegem ce motivații au și nu știu ce. Sunt absolut de acord cu chestia asta în filme și seriale. Dar au fost niște chestii peste care puteam să trec peste, mult prea mult pentru unele chestii. A fost cam o lălăială, au lălăit-o în anumite puncte și în alte părți a fost ceva de genul tot felul de schimbări de situație, adică avem pe nu știu cine, hai să facem planul ăla, stai că unul se răzgândește, se duce dracu planul, se întâmplă altceva, stai că am ajuns la altceva, acum putem să facem altceva, nu stai că se răzgândește celălalt și adică se răzgândesc mai ales niște personaje din astea, orică sunt negative, orică sunt pozitive, se răzgândesc de 1000 de ori sau fac câte o prostie, mai ales e o fetiță, deci e o fată care este mult prea folosită în acest serial, mie mi s-a părut enervant personajul ei. Mă rog, care ia niște decizii oribile și mai ales la început, chiar și spre sfârșit, s-ar putea să intre la sfârșitul anului la Oscar pentru personaje enervante. Ce vreau să zic, că sunt schimbări multe de situație, fie că se răzgândesc unele personaje, fie că se întâmplă anumite chestii și o iau în tot felul de direcții. Ei cred că au vrut să zică, mamă, fii atent că suntem atât de neortodoxi, nu mergem, e original, știi, gen, mamă, ce o să-i ținem în priză. Nu mi s-a părut asta, adică nu mi s-a părut deloc că am fost în priză. Am fost în priză primele 3 episoade, ceva de genul, deci începe super bine serialul, super bine. Dacă continuau cu tonul ăla din primul episod, din episodul cu secția de poliție, o să ajung și la spoilere, dar cu ei când stau la hotelul ăla, motel, mă rog, adică au fost sau barul respectiv, au fost primele 3-4 episoade, nu știu, care au fost extraordinare, au fost super bine. Deci dacă aveau tonul, ritmul ăla, era perfect. După care au început să facă ce am zis mai devreme, cu tot felul de stai că apare ăla, stai că ne ducem cu ăla, îl arătăm și pe ăla făcând nu știu ce, ăla se răzgândește, ăla s-a săturat, ăla nu știu ce. Punisher își ia o bătaie, frate, deci personajul ăsta, eu înțeleg că e the fucking motherfucking Punisher, dar am avut impresia că sunt într-un film din ăla 90, 80, anii 2000, mă rog, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, nu știu ce. Deci personajul lui și personajele negative principale în filmul ăsta, în serialul ăsta, se simțeau exact ca atunci. Deci nu mor personajele astea, nu mor decât dacă este o fatalitate. Deci decât dacă se întâmplă ceva atât de oribil în care zici, bă, n-avea cum să supraviețuiască, adică deja nu ai cum, știi? Deci trebuie neapărat să treacă printr-un, nu se întâmplă asta, dar zic așa, trebuie neapărat să treacă printr-un tocător de carne. Altfel, nu. Altfel,
pot să-și ia bătaie, se ridică după 10 minute de oase rupte peste tot, adică ar fi, doamne, din comă ar fi, dar nu, ei reușesc să ridice și să mai luptă și mai și câștigă eventual. Deci, mi s-a părut destul de clișeică faza asta. Nici nu pot să zic că nu m-a ținut interesat, adică a fost îndeajuns de interesant încât să mă țină pentru fiecare episod. Deci am fost captivat, am fost curios să văd ce se va întâmpla. Problema nu a fost asta. Pentru cine se va uita acum la serial, nu o să înțeleagă de ce zic asta. Abia o să înțeleagă abia la sfârșit, în ultimele două episoade, o să înțeleagă de ce mi-a lăsat impresia asta. Nu zic că a fost prost, dar a fost destul de dezamăgitor, având în vedere ce construiseră pe parcurs și unde îți dădeau impresia că o să meargă. Ok, sunt twisturi bune, să le zicem atunci, da? Că nu te așteptai la anumite chestii, dar asta nu înseamnă că și deznodământul a fost pe măsura twistului și schimbării de direcție. Mie mi s-a părut destul de meh. Unele chestii mi s-au părut destul de meh. Asta nu înseamnă că n-a avut scene de acțiune incredibile, mai ales în alea primele trei episoade, cum am zis. Deci în partea de început a serialului sunt niște scene de acțiune foarte mișto. Apoi mai sunt scene de acțiune și împușcături și chestii care sunt ok, sunt câteva ok, doar că nu sunt de nivelul cum a fost în primul sezon, lupta de final între Billy Russo și The Punisher. Nu sunt de nivelul ăla. Sunt interesante, sunt mișto coregrafiate, nu incredibil, dar destul de mișto regizată și coregrafiată, dar nu se ridică la niște așteptări măricele, nu prea. Iar în rest, de jurul împrejurul acestor scene și ce am zis, în rest, cum am zis, un pic de lălăială, un pic de prea multă concentrare pe anumite personaje, nu o să zic pe care, dacă e să fie anumite spoilere, nu o să le menționez decât în secțiunea cu spoilere. Dar deocamdată zic că a fost prea multă concentrare pe anumite personaje și anumite fire narrative care până la urmă n-au fost atât de satisfăcătoare. De departe, cel mai interesant este când se află The Punisher pe ecran. Deci când e el pe ecran, John Bernthal, când e pe ecran, e cel mai interesant și e foarte mișto de vizionat. În rest, așa. Nu prea. Deci mai e și chestia asta care trebuie luată în considerare. Deci în concluzie, pentru cine nu a văzut încă serialul și suntem încă la fără spoilere, eu aș zice că merită de văzut absolut. Deci pentru cine a fost un fan primul sezon și Punisher în general, da, merită văzut. Da, e mișto. Dar nu este atât de mișto. Adică a fost așa. În niciun caz nu se ridică la nivelul Daredevil sezonul 3, cum a fost Daredevil sezonul 3 față de sezonul 2 sau față de sezonul 1. Deci nu a fost atât de constant, din păcate, dar sunt multe chestii de plăcut la acest sezon 2. Nota mea este, hai, un 7 cu dublu plus sau chiar un -8. Deci e undeva între 7 plus plus și -8. Nu știu, pe acolo, deci nu e peste medie, e fresh, dacă ar fi pe Rotten Tomatoes ar fi fresh. Hai să vorbim acum despre spoilere, deci atenție, vorbim cu spoilere. Nu pot să încep fără să vorbesc despre fața lui Billy Russo. Ce s-a întâmplat cu fața lui? Adică trebuia să fie distrusă, trebuia să fie, nu, să nu mai existe o față. Eu înțeleg că ar fi fost foarte greu să facă chestia asta, adică ar fi fost greu și pentru personaj să ajungă în direcția în care au zis ei că a ajuns în serial, adică se îndrăgostește de psihiatra aia și psihiatra aia de el. Ok, am înțeles că așa era nebună la cap, dar totuși ar fi fost mai greu să fie dacă era fața distrusă. Puteau măcar să o facă un pic mai bine. Adică ce dracu e aia? Are niște cicatrici pe față. Nu înțeleg de ce lumea se comportă în serial ca și cum, gen, ce ți-a făcut? Ești un monstru. Știi, gen, nu e. Se putea un pic mai bine, asta e clar. Adică există totuși metode și la un buget destul de mare pe care l-a avut Punisher, puteau să facă ceva mai bine, mă rog. Mi-a plăcut construcția lui Billy, mi-a plăcut direcția în care au mers cu personajul lui, deși aș fi vrut un pic mai mult, din partea lui. Și când ajungi la niște, când se ajunge în sfârșit la niște părți interesante în care ăștia își formează din nou armata aia personală a lui, mă rog, își face o armată și fac ei chestiile alea, se trece imediat, deci tot un episod, două, se trece peste și nici măcar nu sunt întregi vorba despre asta. Se trece foarte repede peste armata lui, se trece foarte repede peste planul ăla pe care l-a avut foarte mișto
planul în care să-l facă pe Punisher să creadă că a omorât fetele alea și să fie gen, da, hai, omorâți-mă, vreau să mor, nu știu ce. Puteau să facă, aveau un potențial să facă foarte mișto scenele alea. Deci, în momentul în care află el că crede Punisher că a omorât fetele respective și e el super deprimat, nu știu ce, și vrea să moară, puteau să facă niște scene super mișto în care toți încearcă să-l omoare pe el, el vrea să moară, nici măcar nu se bate cu el, îl salvează anumite cu ei, îl salvează anumite personaje și află până la urmă, îi zice cineva gen, nu, tu ai omorât, uite, dovezile sunt, ți-am scenat, nu știu ce, și atunci gen să se ridice, frate, în slow motion și să fucking să distrugă pe oricine. Ar fi fost un potențial super, super tare. Și ce fac? Trec super repede peste chestia asta, gen află imediat. Și am zis că, virgulă, construcția lui Billy a fost mișto. Ok, a fost mișto. Se puteau, totuși puteau să o lase mai moale, eventual, sau să o lase mai moale cu asasinul ăla pus de milionarii ăia, ce dracu sunt, care își vreau pozele înapoi și nu mai vreau să, nu vreau să-și curețe numele, nu știu ce. Ăla dispare jumătate de serial în care e ocupat de Billy. Ok, am înțeles că Billy trebuia construit bine. Mi-a plăcut cât de cât direcția asta originală pe care au luat-o cu Billy, care nu-și aduce aminte și s-a schimbat el cât de cât, dar nu prea. Dacă nu îl iau atât. Și îl introduc pe ăla, în primele episoade, asasinul tipul, nu știu ce, care e foarte șmecher, foarte mamă, nemilos, nu știu ce, dispare și apare din nou și de fapt nu e chiar așa și, adică, înțelegeți, au fost totuși niște chestii care puteau fi legate mai bine și așezate mai bine și prea mai puțină lălăială din asta nefolositoare. Cum ar puteam să trăiesc fără scenele lui cu psihiatra, s-au concentrat mult prea mult pe noua lui iubită, tip aia psihiatru căcat care are și ea, bineînțeles, tot felul de probleme pe creier de când era mică, nu știu ce. Dar stai că avem și personajul lui Dinama Dani, care este împușcat în cap în primul sezon de Billy și atunci vrea și asta să se răzbune, nu știu ce, și e și asta mult prea mult pe ecran. Hai că poate asta se mai potrivea. Dar de ce și psihiatra, de ce și asasinul și Billy și polițistul ăla Mahoney, din care apare oricum e o legătură cu Daredevil și nu știu ce, de ce trebuia să apară și ăla? Deci mult prea multe chestii amestecate și multe din ele au ieșit cât de cât o lălăială. Înțeleg că a fost realist și că trebuia să existe unele personaje, dar poate nu așa, poate nu în felul ăsta și niciun caz atât de mult cu psihiatra. Și aproape că uitasem și de povestea asasinului, că și el are soția pe moarte și trebuie să salveze copiii pentru că e obligat, șantajat de ăia miliardarii ăia și nu știu ce, trebuia să-mi arate nu știu cât și ce poveste are ăla. Ok, ca să înțelegem motivația și de ce până la urmă, la sfârșit, se întâmplă așa. Dar, bine, stai, nu zic că au fost atât de groaznice și atât de plictisitoare, că n-au fost, adică salva Punisher situația sau n-au fost atât de plictisitoare dacă nu era foarte tras în jos și de sfârșitul serialului. Deci dacă sfârșitul era mai epic, mai boom, mai puternic, n-aș fi simțit la fel de mult, adică aș fi trecut peste, aș fi zis, da mă, în mijlocul serialului, spune și povestea asasinului, spune și povestea lui Madani, spune și ce s-a întâmplat cu psihiatra și cu Billy și cu toți și cu nu știu ce. Dar dacă și finalul a fost meh, normal că astea îmi sar acum super mult în evidență, pentru că m-a dus meh, 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 meh. El în sezonul 2 din Daredevil e scena când se bate cu 30 de deținuți în închisoare acolo când îi înscenează Kingpin, el se bate cu gen 30 de deținuți și omoară pe toți în baia aia acolo. E, aia a fost în Daredevil și atunci oamenii care s-au ocupat de Daredevil au reușit să facă o coreografie mult mai mișto decât coreografiile de ei. Nu știu dacă sunt aceiași, n-am verificat, dar dacă sunt aceiași, se pare că totuși cineva a fost schimbat, pentru că nu s-a simțit la fel. Mai ales nu doar cum arată și regia și coreografia, dar nu s-a simțit la fel în sensul că acolo se bate cu 30 de oameni și îi bate nu știu ce, iar aici gen are probleme cu 3, are probleme cu 2, are probleme. Ok, poți să zici că e super rănit, că e super bătut, împușcat, rupt în două, nici măcar n-ar fi trebuit să meargă. Înțeleg chestia asta, dar de ce faci asta? De ce îl faci așa? Ca să ce? Fă-l, frate, la potențial maxim, adică fă-l, ok, am înțeles, trebuie să fie cât de cât realist și o miză, am mai zis asta, nu poți să-l faci invincibil,
Dar nici nu e satisfăcător, mai ales având în vedere unele chestii care s-au întâmplat cu el în trecut. Deci, înțelegeți, când moare Billy, e total nesatisfăcător. Știu că a fost deja în primul super bătaia, da, showdown-ul ăla la sfârșit și atunci nu mergea să fie și aici, să zicem, dar atunci a fost un showdown cu asasinul celălalt sau cu cineva în sfârșit să fie mai epic, da? Nu, ok, s-a bătut un pic în hotelul ăla, s-a împușcat prin pereți cu asasinul, dar aia e tot, ăla e vârful serialului. Ca să vorbim și de chestii mai mișto, cu spoilere, episoadele de la început, deci când stau ei la motel și sunt atacați și planul lui Punisher, foarte mișto scenele respective, gen de luptă, gen cu arme, de împușcături. La fel scena în secția de poliție, tot episodul ăla cu secția de poliție și după aia iese el și îi rupe, pur și simplu îi măcelărește pe tot. Deci aia trebuia să fie ritmul, ăla trebuia să fie ritmul de la început până la sfârșit, ba chiar din ce în ce mai în sus. Deci cum începe serialul, frate, în forță, cu el în dubă, cu fata aia și îi vine mașina aia în față și gen, a, ce facem acum? A, super bam, îi face sită și după aia dă cu spatele, intră mașina care era în spate și deci a scăpat super simplu dintr-o situație foarte nasoală. E, aia e, ăla e Punisher, frate, aia trebuia să fie. Bun, gata, nu mai sunt spoilere, puteți să reveniți. Nu mai am de zis decât că o să urmeze recenzii de acum încolo, mai multe, How to Train Your Dragon 3, Alita, Battle Angel, etc, etc. Uitați-vă și la podcast, pe canal la încă ceva este podcast și vorbim despre filmele lunii februarie, vorbim și despre nominalizările la Oscar, o să fie în următorul episod, probabil săptămâna viitoare, nu știu, vedem. O să iasă și celălalt episod despre nominalizările la Oscar, poate fac și eu un filmuleț separat cu nominalizările oficiale la Oscar, să vorbim un pic despre ele. Dacă nu, oricum sunt în podcast. O să încerc și reacții la trailere din ce în ce mai mult. Avem Versus-ul acum separat în alt playlist, deci pentru cine e fan Versus, încerc să-l fac cât mai repede, dar o să tot fie discrepanțe din astea de timp din cauza programului. O să apară poate în 2 zile, unul în 3, unul în 5, unul într-o săptămână. Încerc oricum, de făcut le fac, stați liniștiți, aveți doar răbdare un pic, îmi pare rău, asta e, sunt multe chestii de făcut. Mulțumesc, vizionare foarte plăcută în continuare, pa, da, pa! Da, pa, Rusu!